Câte minute trebuie să treacă până când vine un echipaj cu personal medical la un caz? Se pare că aproape o oră. S-a întâmplat astăzi pe o stradă circulată din centrul Pașcanului. Urmăriți un material filmat de reporterii BTV. Joi, 26 martie, orele 12, centrul Pașcanului. O femeie a stat lată în stradă în așteptarea personalului medical de la ambulanță. A trecut aproape o oră până când personalul medical a venit la fața locului. În acest interval de timp au trecut pe acolo, în mașină, 4 preoți, un consilier local și viceprimarul municipiului, fără ca cineva dintre aceștia să intervină. Singurii care au fost interesați de caz au fost jurnaliștii, un preot protestant, un bătrân și o echipă de instalatori. Nefericitul moment s-a petrecut astăzi în amiază mare pe strada Dragoș Vodă din Pașcani. Femeia, aflată sub influența alcoolului, a vrut să traverseze strada și a călcat în gol. A căzut chiar în fața unei mașini care a frânat brusc, fără să o atingă din fericire. În acel moment, pe acolo a trecut și o mașină de la poliția locală a municipiului. Agenții de la local au fost cei care au sunat la 112 pentru ajutor și nu odată, ci de mai multe ori. Mai mult a sunat și pe numărul de fix de la stația de ambulanță. Și au fost luat înainte sau? Nu au luat înainte. Ei, cred că băutura, au ajuns-o. A, e femeie? Femeie, da. Și acum? Ambulanță. A sunat la ambulanță, nu au ambulanță. În moment să așteptăm până vin. Minut după minut a trecut, iar la fața locului nu a sosit nicio mașină cu personal medical pe motiv că nu sunt mașini disponibile. Soarta a făcut ca pe acolo să treacă o mașină de la ambulanță în timp ce se afla în misiune. Până la urmă a fost dirijată o mașină de la subunitatea de pompieri din Pașcani, SMURD. Mai mult, ei au fost prima dată la ieșirea din Pașcani spre Gâștești și nu pe strada Dragoș Vodă. Paramedicii SMURD i-au acordat primul ajutor, iar când s-o așeze în targă, femeia aflată sub influența alcoolului, căzută în stradă, a mușcat unul dintre pompieri de mână. Marinela Davidoaie este din Gâștești și are 40 de ani. Femeia este cunoscută personalului medical de pe ambulanță SMUR și cei de la compartimentul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal Pașcani pentru solicitările numele ei.